Astăzi ne aflăm la Beja Flor, o să vedem niște copii foarte mici, dar foarte talentați. Haideți să-i urmărim! Spatele de. Bun.
Ah!
spatele drept. Și pasul se face de la... De la vârf. Da, e. Și călcâiele lipite. Și călcâiele lipite. Bravo. Dar? Cum? Foarte bine. Bravo. Hai să facem. Facem direct pe mâncă, da?
Aflăm la Beija-Flor și alături de noi sunt niște copii mici, foarte talentați, care sunt cei mai mici. Câți ani aveți? Câți ani ai? Tu ești cea mai mică? Nu. Nu? Dar cine e cel mai mic? Vă știți? Andrei, vă prezentați? Ne spuneți numele și câți ani aveți și eventual de cât timp dansați? Încep tu? Da. Haide. Pe mine mă cheamă Radu, am 9 ani și fac dans de câteva luni. Eu sunt Sophie, am 7 ani jumate și fac dans de un an. Eu sunt Andrei și am 7 ani și fac dansuri de la 6 ani. Pe mine mă cheamă Elena Maria și fac vârsta de la vârsta de 2 ani și am 7 ani și împlinesc 8 ani. Mă numesc Gheorghiu Ariș, am 11 ani și fac dans de 5 ani. Mă cheamă Denisa Merior Georgiana și am 10 ani și fac dansuri de aproape 4 ani. Mă numesc Nicola Limpea și am 5 ani. Mă numesc Angel Rares Andrei, am 9 ani și fac dans de aproape 1 an. Mă numesc Radu Andrei și fac dans de 1 an. Mă numesc Lupu Bianca Maria și fac dansuri de 6 luni. Mă numesc Roman Bogdan Ionuț, am 9 ani și fac dansuri de 6 luni. Vă doresc cât mai multe luni și cât mai mulți ani. De ce dans? Ce v-a plăcut special la dansuri? Mie mi-a plăcut ceașa. Îți place ceașa? Ai văzut la televizor? Nu, dar îmi place. Ai făcut direct dansul aici, nu? Da. De ce dansul? Te pasionează dansul? Da. Dansai pe acasă? Așa și așa. Da. Tu da? Da. Iar tu? Vals. Vals. Și de ce ați venit la dansuri? V-a plăcut? Încă ne place și ne pasionează. Pe voi? Voi unde ați văzut? Ați văzut la televizor sau la școală? Păi am văzut și la televizor, mie îmi plăcea așa să dansez de când eram mic, îmi plăcea să mai dansam și prin casă. Dar eu fac și la școală dans. Am înțeles. Și îți înveți colegii să danseze? Tu știi un pic mai multe, îmi imaginez, dacă faci extra, nu? Da, am făcut la școală, dar acum am venit aici. Te admiră colegii tăi? Nu prea știu așa că fac dans. Am înțeles. Nu e timpul pierdut. Tu? Mie îmi plăcea dansul de când eram mică. Dansăm prin casă, efectiv. Și eu la fel. Ați rugat, v-ați rugat părinții? V-ați rugat părinții să... Mama m-a dus că am vrut eu și nu am rugat-o mult. Ai fost cu minte și de asta? Da. Mi-a făcut o surpriză că merg la dans și mi-a plăcut. Înseamnă că dansai frumos în casă. Eu am început dansul din cauza unchiului meu care a venit și m-a rugat să fac dans și el m-a învățat foarte multe. Unchiul lui este administratorul de la Beija-Flor, domnul Iulian Tenie, și automat din familie. E din familie, nu? Da. Păi da. Cred că și în burtică la mami dansai. Nu chiar. Nu. Tu da? Da. Bun, mai îmi spuneți, vă rog frumos, de ce dans? Unde dansați? Acasă, în barcuri? Eu dansam acasă. Acasă. Te-ai rugat mult de părinți să te aducă la dans? Nu mult. Nu mult. A trebuit să învățați, nu știu, cum vă descurcați și cu antrenamentele și cu școala sau grădinița? Eu... În cazul că nu mai sunteți cu toții la școală, nu? Da. Da. Cum te descurci? Bine, nu e greu. Îți place să mergi și la școală și la dansuri? Le faci în paralel? Da. Aveți timp să vă faceți și temele? Da, le-am făcut. Da. Vi le faceți înainte de antrenament sau după antrenament? Înainte. Eu am prea multe sporturi. Ce sporturi? Ia chiar așa. Am pian, am înot, am karate și dansuri. E foarte bine că nu ai timp de alte lucruri. De jucat te joci? Nu prea. Eu da. Te joci? Și mai citesc. Și citești? Uneori. Tu mai faci alte? Da, eu fac hockey, tenis de masă, tenis de câmp și not. Când? În fiecare zi aproape, de mai multe sporturi pe zi. Și mai și dormi?
pe la vreo 12 noaptea, atunci mă culc. Asta înseamnă că ai un somn intens, nu? Da. Deci pe timpul nopții nu te mai trezești. Și dimineața, la ce oră te trezești? La 8. 8 ore pe noapte, cred că e ok. E bine că vă descurcați, nu? Vă place să citiți? Ba da, ne place să citim. Nu? Foarte mult. Eu trec în a întâia. Da? I-am ajuns deja la a doua. În a întâia. Eu trec în a treia. Eu trec în a patra. Eu sunt a doua. Eu trec a... Da. Și în ce clasă treci? A patra. Pentru tine nu e timpul pierdut. Cred că trebuie să citești o carte bună care să te atragă. Da, citesc doar cărțile care îmi plac. Corect, ce corect. Ce tip de cărți îți plac? Poveștile? Îmi plac cărțile mai haioase. Deci îți place să râzi mult, nu? Da. Cum ați devenit, nu știu, cum de dansați în pereche? Ne-a ales doamna și a văzut că suntem de aceeași vârstă. Ne-a ales doamna pentru că suntem buni și de aceeași vârstă. Eu l-am adus pe Andrei fiindcă îi plăcea și vrea la dansuri. Deci era prieten de dinainte. Vă ridicez cu prostii la cameră. Nu, că e la fel. Deci vă cunoșteați, se cunoșteau de dinainte? De la grădiniță, da, ei au fost colegi la grădiniță și Elena l-a adus pe Andrei pentru că voiam un partener și așa au ajuns o pereche foarte bună, cu rezultate foarte bune la concurs și de asemenea toți se pregătesc pentru următorul concurs acum, nu? Da, da. Peste sapte duminică. Da. Sâmbătă duminică. Bun. Vă este, nu știu, aveți emoții? Eu nu. Voi aveți eu emoții? Da. Eu da. Chiar deloc. Tu ai emoții? Nu am emoții, pentru că am mai făcut acest lucru și chiar mai vreau să mai fac. Tu ai partenera? Da. Unde e? Vine la performanță. Am înțeles. Nu este din Galați? Ba, este din Galați, dar ea nu face la grupa asta. Am înțeles. La performanță, la 7 acum. Te înțelegi bine cu ea? Înțeleg. Vă certați din cauza, nu știu, că... Uneori. Nu? Noi nu. Deodată mai greșim și noi. Și vă certați? Vă supărați? Nu. Eu da. Tu da? Păi nu trebuie. El se supără pe tine. Păi nu, că el uneori greșează și el zice că nu și da. Hai, nu, să nu vă mai supărați. Se împacă, da. Ce vă place cel mai mult când veniți aici la dansuri? Nu știu ce-ți place cel mai mult? Cea. De doamna și de dansurile. Cum vă motivează doamna? Prin iubire și dragoste. Îmi place la dansuri că sunt alături de colegi și de doamna. Alegeți melodiile împreună cu doamna? Uneori. Și culorile de la rochițe? Da. Împreună cu doamna? Da. Vă știe culorile preferate? Sau le spuneți voi? Nu. O să le învețe, nu? Da. Mie îmi plac toate culorile. Eu le ador pe toate, chiar și negru. Da? Și mie îmi place negru. Și mie. Aveți multe rochițe? Da. Două? Două de concurs? De concurs. Da. Dar în rest ai rochițe acasă. De concurs. Da. Tu de ce ai patru? Nu știu. Sau îți plac mai mult? Ai vrut mai multe modele și te-ai hotărât la unul? Da. Pentru băieți e mai ușor? Da, eu am vreo 5 costume. Păi nu e mai ușor. Nu, zic că poți să-i pun la fiecare un concurs și ar mai bine. Care este costumul în care arăți cel mai bine? De ceacea sau? Cel de ceacea. Ce te-am nimerit? Este și dansul care îți place cel mai mult? Nu chiar, cel mai mult îmi place vazienezul. Cred că l-am văzut, nu? Astăzi nu l-am văzut. Nu. A fost vals lent astăzi. Vals lent, da. Că mai trebuie să mai venim pe la voi ca să învățăm și noi, da, denumirile. Este greu să-i alegi în pereche? Este puțin greu pentru că avem băieți puțini, dar când prindem un băiat, l-am și luat la pereche, de obicei. După vârstă, după înălțime, se mai ceartă, se mai împacă, așa sunt cuplurile. Dar în rest sunt copii buni și se simte lucrul ăsta. Voi întrebați și părinții? Da, dar în general părinții sunt de acord cu deciziile luate de antrenor. Există comunicare în permanență între părinte și antrenor. Dar părinții știu că antrenorul face doar ce e bine pentru copilul lor. Primiți pedepse?
Nu, la cealaltă doamnă, flotări multe. Am înțeles, dar sunteți obraznici de primiți pedepse? Nu chiar, doar că executăm bine. Am înțeles. Pentru fete 10, pentru băieți 15, flotări. Ok, voi primiți pedepse sau voi sunteți mai mari și mai crinți? Așa. Da. Nu știu. Așa. Dar puteți să faceți flotările alea? Da. Nu prea. Eu pot. Tu poți? Da. Păi să ne înveți și pe noi să facem corect. Ia ne arăți cum se face o flotare, corect. Haide. Și pentru fete. Și pentru fete. Și eu. Hai și tu. Bravo. Poate? Da. Vrei să ne arăți? Nu vrei să ne arăți, am înțeles. Dacă nu vrei. Atunci bine, da. Bine, o să mai venim la voi și să ne arăți atunci, e bine? V-am văzut că vă mișcați foarte repede. Cum reușiți voi cei în perechi să vă sincronizați, să nu dați unul peste altul? Că totuși sunteți destul de mici. Sunt destul de mulți. Pentru că ne învață doamna foarte bine. Și fiindcă vrem și pentru că putem. Și pentru că facem foarte multe particulare înainte de concursuri. Da. Și ne ajutăm mult efort. Și ne ajutăm unii pe alții. Am înțeles. Noi ne mai călcăm uneori. Da. Adică la unele pași nu ne înțelegem și când ne punem pereche ne cam călcăm reciproc. Și când aveți tocuri? La fel. Păi noi ne sincronizăm așa, încercăm. Uneori ne mai găsim. Voi doi parcă și semănați așa un pic. Nu sunteți frați, dar zic așa, știi, în momentul în care stai, tu ai frate? Da. Eu am două frate. Să vă trăiască, aveți cu toții? I-ați adus la dans? Sau ei v-au adus pe voi? Eu nu am. Nu ai. Nu-i nimic, ai aici o grămadă de prieteni. Eu am o soră. Eu singură, da. Mie mi-a plăcut din prima ca să dansez când am venit. De la vârsta de 2 ani. Și mie, foarte, foarte tare. Eu de 6 ani dansez. Da? Deci când am 6 ani. Mai faci și alte sporturi? Nu. Și nici nu vrei? Nu. Eu vreau să tot alerg și să... Și mama a zis că o să mă ducă la canto. Foarte bine. Și combină bine dansurile cu canto. Da. Să te și auzim mai târziu atunci. Am văzut că au mai venit copii. Au mai venit copii. Ele sunt, bun, o să vă rog să vă prezentați și să spuneți câți ani aveți și de cât timp dansați. Am făcut un an la școală de dans sportiv, după aia am renunțat și am continuat iar. Da, cum te cheamă? Ana. Și câte ani ai? 8. Mulțumite. Păi tine cum te cheamă? Sonia. Câte ani ai? 6 ani și 7 luni. De cât timp dansezi? De 2 ani. Mă numesc Daria Dumitriu, am 10 ani și fac de 2 ani dansuri aici. Mă numesc Sara și am 7 ani și dansez de la 3 ani. Eu sunt Miruna și am 7 ani și lucrez și fac aici dansuri de 4 ani. De 4 ani? Da. Eu sunt aici de... Acum sunt. Da, e prima ta zi. Da. Și te-am luat direct cu interviu. Și cum te numești? Amalia. Câți ani ai? 7 ani. Suntem prietene de la școală. Da, ai adus-o aici, nu? Da. Ți-a plăcut foarte mult când dansa? Da. Foarte bine. Numele tău? Carla. Câți ani ai? Aproape 6 ani. Și de cât timp dansezi? De un an. Pe mine mă cheamă Emilia și dansez de 2 ani. Și am 6 ani. Sunt Albert Bohociuc. Gabriela, am 4 ani și 6 luni. Și de cât timp dansezi? De cât timp? De oră. De oră. Deci tu ești cel mai tânăr de aici, da? Ești cel mai mic. Da. Aveți grijă de el? Da. Voi, deci pe voi două sunteți de la școală, da? Da. Și eu sunt de la școală. Și de la școală. Deci ești la școală cu ele? Nu. Dar v-ați împrietenit aici? Nu. Ne-am împrietenit de la școală. Bun. Dar voi aici sunteți prietene, nu? Da. Dacă sunteți de mai mult timp?
A, da. Voi de ce nu aveți partener? Pentru că la dansurile sportive nu prea vin mulți băieți, doar fete mai multe. Deci trebuie să vă căutați voi parteneri? Da. Eu am partener, numai că astăzi n-a venit. Să-l cerți. Păi, eu nu am partener, fiindcă la fel, sunt mai multe fete decât băieți. Dar vă doriți să dansați cu partener? Da, da. Foarte mult. Bine, tu oricum dansezi. Acum. Și mai avem o colegă care are partener, dar n-a mai venit de mult. Am înțeles. Eu n-am deloc partener. Păi tu nu stai că ai de bea o oră, stai un pic. Tu mai trebuie să mai ai un pic de răbdare. Tu dansezi cu Albert? Nu. Păi de ce? Păi eu am 6 ani, nu? Eu am 6 ani și el are 4 ani. Da, corect. 4 ani și 6 luni. 4 ani și aia mai e puțin și faci 5 ani. Da, știu. De-abia aștepți? Da. Tu ești la grădiniță, nu? Da. Îți place la grădiniță? Da. Ai plâns când ai mers la grădiniță? Nu. La concursuri mergeți? Da. Da, merg. La câte concursuri ai participat? Că tu ai 10 ani. Păi am participat doar la două. La primul meu am luat locul 8 și 9 și la al doilea am luat locul 2 și 5. Voi? Eu am fost când am fost la școală. La concursuri. Da. Am fost doar la unul care am luat cupa 4, adică locul 4. Da. Și am vrut să merg și în al treilea concurs, doar că m-am îmbolnăvit, din păcate, și n-am mai putut să merg. De ce te-ai îmbolnăvit? Da, nu știu, era un concurs la ceață și după aia m-am îmbolnăvit, ușeam, aveam febră și astea. Păi, acasă cum ați ajuns voi să faceți dansuri? Ați văzut la televizor, la prieteni? Ia Nu, eu prima dată făceam dansuri în aloc și după aia nu mai știam dansurile când trebuia să fim acolo. Și după aia Răducu a vrut să știe și a găsit să fac aici dansuri. Și îți place, da? Da. Voi? De unde pasiunea pentru dans sau cum ați venit aici? Pe mine m-a pasionat dansul și am venit aici. Și îți place? Da. Te-a adus mami? Da. Păi eu nu aveam ce să fac, nu aveam, stăteam doar acasă și astea și mama a zis să m-am uitat la copiii cei din grupa mică să văd cum dansează și mi-a plăcut și am vrut să mă înscriu și eu la dansuri. Mie mi-a zis mami că și seara participă și m-am gândit și eu. Părinții mei au vrut și am căutat dansuri, am căutat și aici și când am văzut dansul ăsta, eu m-am hotărât să mă înscriu aici. Foarte bine. Eu? De ai venit la dans? Eu vroiam să fac dansuri și mami m-a înscris aici și atunci m-am convins și am venit aici să fac. Nu e greu să rețineți pașii? Nu știu. Nu e foarte greu, fiindcă când am dansat prima oară, doamna a zis că a dat simt foarte bine. Foarte bine. Nu e greu să reții pașii, Albert? Tu ești cel mai mic. Nu e greu. Nu e greu, foarte bine. Ați mai încercat și alte sporturi? Păi nu, n-am sporturi. Fac doar pictură și mai fac și altele. Eu am fost și la not o dată. Tu? Eu am mai mers la niște concursuri de pian și am primit trofeuri 7 și 7 trofeuri și ăsta e la al 7-lea care urmează acum. Bravo! Mult succes! Și eu am mai fost la curs din ala de pian. Și eu am câștigat 10 trofee. Bravo! Eu sunt acasă. Foarte bine, eu, să le vedem. Eu fac karate la școală. Și îți place? Da. Și o să te ții și de dans și de karate, nu? Da. Alături de noi se află Ana Marina, antrenoare de dans sportiv la Beja Flor. Bună, Ana! Bună! Îți mulțumim tare mult că ne-ai primit la tine la mare. Mare drag, a fost plăcerea noastră. De cât timp îi antrenezi pe cei mici? Am început să antrenez copii mici de, cred că undeva la 2 ani,
2 ani și jumătate de acum s-au făcut. Înainte antrenam doar performanță, adică vorbesc despre copii cu vârste de peste 13-14 ani. Și acum 2 ani jumate m-am apucat și de Pricking Day. Din exterior pare mai greu să lucrez cu cei mici. Este, este, dar este și mai frumos în unele situații. Cei mici sunt mult mai, mai lipicioși, mai iubitori, vor tot timpul să fie îmbrățișați și asta e un lucru frumos din punctul meu de vedere. Dar ascultă, sunt, au răbdare? Au, pentru că majoritatea care vin aici sunt pasionați de ceea ce fac. Chiar sunt îndrăgostiți de dans. Majoritatea fetelor și băieților fac lucrurile astea nu pentru că sunt împinși de la spate de părinți, ci pentru că le place lor. Am văzut în ochii lor. Da, și atunci au răbdare, muncesc mult. Sunt copii. E normal să aibă și momente în care vor să se joace și e important ca și antrenor să le respecti acel moment al lor de copii, dar în același timp să ne și pregătim și să fim și serioși, pentru că au concursuri. Chiar acum ne pregătim pentru următorul concurs, care va fi pe 13-14 octombrie. La Sala Sporturilor vă așteptăm și pe voi, cupa memorială Daniel Nechita, da, vă așteptăm cu drag și ne pregătim pentru concurs acum. Deci joacă un pic mai puțin și pa! 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 Ce ziceam? Ne vedem în altă zi! Bine venim, pa! Da, și un pic mai puțin în joacă. Ai diferite metode prin care să-i atragi, să îi faci să învețe mai ușor pașii de dans? Da, sunt, îți dai seama, fiind copii, trebuie să le faci multe analogii. De exemplu, cum să ne ridicăm? Ne ridicăm ca liftul, ne ridicăm ca papa. Dar cel mai important, ți-am zis, este să reușești să îmbini munca și joaca. De obicei, la fiecare sfârșit de antrenament le fac câte un joculeț ca lor să li se pară interesant și să se bucure. Pentru că, după cum ați văzut, vârsta este până în 9 ani, 8-9 ani majoritatea. Cred că una singură a fost cu 10 ani. Da, da. Și atunci trebuie să știi să alternezi ca și antrenor lucrurile. Am întrebat și pe cei mici dacă au emoții înainte de concursuri și au spus că nu prea au. Unii chiar nu au deloc. Tu ai emoții? Da, emoții și ei au emoții. Au acum, să fie curajoși. Da, acum nu au emoții, dar înainte de concurs au emoții și ca și antrenor vă dați seama că stau lângă ei și întreb: cum sunteți? Aveți emoții? Nu. Și văd pe fețele lor că sunt, nu mai zâmbesc, nu mai sunt tot așa cu capul în pământ și n-avem emoții, n-avem emoții. Dar e normal. Important e să fie constructive. Cum reușești să-i motivezi înainte de concurs? Încerc să-i susțin cât mai mult, să-i încurajez, să le spun că sunt foarte buni, să le spun să nu aibă emoții și să se bucure de dans. Până la urmă, asta contează. Mai puțin contează rezultatul, cât să își facă ei treaba pe parchet. Este foarte important pentru ei să le spui, chiar dacă ei știu lucrul ăsta, da. Cred că le spun și părinții. Da, pentru că sunt mici și au senzația că dacă nu iau locul 1, au dansat rău, ceea ce nu este adevărat. Sunt mai mulți factori la concursuri. Depinde câte perechi sunt, ce fel de perechi sunt, e normal. Dansăm, muncim, creștem, o să ajungem și la locul 1, poate nu din prima. Și este important ca ei să știe. Ok, da, haideți să facem ce putem noi mai bine acum și la următorul antrenament facem mai mult, mai mult, următorul concurs va fi mai bun. Pa, iarăși! Da. Deci cam așa stau lucrurile la concursuri. Și o ultima întrebare, cum te pot contacta părinții sau chiar și copiii dacă sunt un pic mai mari și îți descurcăreți cu Facebook-ul? Pe Facebook avem pagina oficială, Clubul de Dans Sportiv Beija Flor. Puteți intra acolo, aveți număr de telefon, puteți lăsa un mesaj pe pagina de Facebook, vi se va răspunde cât mai repede cu putință. Sau ne puteți găsi exact la sediu,
la bloc A3. Vă așteptăm aici, scrie mare. Ana, vă dorim tare mult succes. Mulțumim tare mult și mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Și o să mai fim și luna viitoare. Cu mare drag vă așteptăm.